Deschidem vinul românesc. Program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod Wilds of Romania Podcast. Sunt Marinela Ardelean, iar în următoarele minute vă invit să-l cunoașteți pe cofondatorul lăptăriei cu caimac, Adrian Cocan. Adrian, bine ai venit la podcastul Wines of Romania. Bine v-am găsit și mă bucur că m-ați invitat. Apreciez foarte mult vinul românesc și ocazia de a pune alături produsele noastre cu cele mai bune vinuri din România. Îți mulțumesc că, din suflet și eu pentru că apreciez vinul românesc, pentru că îl susții, așa cum o face și Carrefour prin intermediul programului Deschidem vinul românesc, dar și poftim brânză românească. Lăptăria cu caimac este unul dintre producătorii care fac parte din programul național Pofting brânză românească și mă bucur ne-spus de mult pentru că sunt produse absolut delicioase. Vă spun bine, un parfum și un miros absolut încântător. Este foarte greu să-i se să rezești. Adrian, avem. De unde o mică de brânzeturi. Iată! Aici vreau să, să ajung cât Arizanală. brânză... A, la momentul ăsta cred că cea mai mică cramă a României produce de 10 ori mai mult în kilograme față de cantitatea de brânză pe care o producem noi anual. Să știți că Adrian este din Mizil, dintr-o a vinurilor. Imediat când am început să dialogăm, să povestim... Să știi că mi îmi place vinul și că îl apreciez, așa că multe comparații veți auzi în minutele următoare între lumea vinurilor și lumea brânzeturilor și din perspectiva businessului iată. Eu am crescut cumva cu industria alimentară. Tatăl meu a născut la Mizil, am crescut în, în zona aia, mergând la bunici, mergând la pietroasele, văzând atât vinul de casă, cât și vinul industrial, cel făcut de specialiști, de profesioniști și am văzut evoluția. Și e un subiect care mie mi-a plăcut foarte tare. Însă, cumva, s a făcut să merg înspre brânzeturi. Aici vreau să te întreb: de ce brânzeturi și nu vin? Cum s-a născut povestea? În, a, -n 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 -n. în 2014, în ianuarie, socrul meu m-a întrebat dacă eu și Mandalina nu am vrea să intrăm în business-ul familiei. Și noi am spus, am vrea, dar nu știm nimic despre cultură mare, nu știm nimic despre agricultura de câmp și nu știm mare lucru despre vaci. Despre o fermă de vaci, despre cum se cresc, cum se îngrijesc, cum se administrează un astfel de business. Rând să nu ne place ceea ce iese de acolo. Ne place uh, să vedem un produs pe raft și am început să ne gândim și să planificăm o fabrică, procesare, am făcut-o cu gândul la produsele pe care le vedeam noi pe rafturile supermarketurilor și magazinelor de specialitate de afară. Dar, Adrian, vreau să te întreb, socrul tău avea o activitate în, sau avea vaci sau... Lucra aproape 3.000 de hectare okay. în Bărăgan, la doar 55 de kilometri de București și avea în 2014 800 de vaci. Era o fermă mare, dar comparativ cu ce este astăzi, era micuță. Noi ne-am dorit o fabrică, am început să o desenăm după ce am văzut mai multe fabrici în Italia și Franța și ne-am dorit foarte tare să ne uităm la rețetele locale, la produsele românești care au dispărut de pe rafturi, pentru că România a avut varietate, însă în ultimii 50-60 de ani am cam pierdut. Așa că am început cu o carte de rețete din 1957, cu un tehnolog fantastic din Ploiești uh, și care ne-a chinuit destul de tare, pentru că industria lactatelor astăzi arată foarte diferit de ceea ce ne doream noi să facem. Și am construit o fabrică unică și cu procese unice. Și cu produse de cea mai bună calitate și multe dintre ele sunt orientate pentru a concura cu cele mai bune produse din lume, nu ne-am uitat la piața locală, ne-am dorit ca unele dintre brânzeturi să fie destinate concursurilor internaționale, să mergem cu ele la Bra, în Italia, să mergem cu ele la Mondial de Andrei, Andrian, ce făceați înainte de 2014, tu și Mândălina? Eram corporatiști, amândoi. Andelina a lucrat în două corporații, una japoneză și una belgiană. Eu am lucrat în corporații americane și românești, cu tot alte profile în zona de marketing amândoi. Dar, dar asta a fost un mare avantaj. Înțelegeam partea comercială, înțelegeam disciplina, pentru că este foarte important când construiești un astfel de business să pui și disciplina alături de pasiune vin o istorie, sunt copil de industrie alimentară, de, încă de mic, am, aveam 5-6 ani și când nu aveau cu cine să mă lase, tata m-a luat cu el în fabrici. Și vedeam uh, produse alimentare, vedeam uh, linii de ambalat, vedeam uh, sisteme logistice, cum le spunem noi astăzi. Pe vremea era doar camionul de frig. Și vedeam uh, satisfacția muncii oamenilor și cred că asta de fapt m-a atras către domeniu. O să ne descrii un pic business vostru, cum este structurat. Suntem într-o situație foarte specială. Sunt puține business-uri în toată Europa, așa. România, din fericire, are câteva. Avem cultură mare, lucrăm 3.000 de hectare, avem ferma noastră de voi, sunt 3.300 de animale astăzi și avem două fabrici de procesare. Ambele sunt peste drum de fermă. Pentru care drumul laptelelor e unul foarte scurt. Procesăm în fiecare zi laptele proaspăt, mulți. Este atât de proaspăt încât uneori laptele care se găsea în vacă ieri, în dimineața asta, este pe raft. Wow! Pentru asta a să facem multe schimbări, foarte multe schimbări în procesele de producție, în felul în care se desfășoară logistica, chiar și în relația cu supermarketul. Pentru că trebuie supermarketul să fie deschis către o astfel de procedură de lucru, în așa fel încât să pură cât mai repede produsele pe raft. Noi avem, din fericire, și o rotație foarte bună. Și atunci, multe dintre produse sunt extrem de proaspete. Asta nu e neapărat un avantaj pentru grădăță. Mm. Însă, cum avem și aici în fața astăzi, unele dintre aceste produse au stat la maturat 6 luni, 12 luni. Și asta le dezvoltă. Cât ocupă brânza în produsele finale ale voastre? An, ne -am dacă ne uităm la brânzeturi maturate sub 1%, sub 1%. majoritatea produselor noastre sunt proaspete. Avem uh, o cotă de piață importantă pe smântână. Am făcut smântână de 35%, fermentată, uh, stă furculița în ea, cum spune nu. Ne-am dorit foarte tare să fie o smântână gustoasă și uh, toate produsele noastre fresh sunt ambalate în ambalaje de sticlă, ceea ce vine foarte bine în completarea felului în care procesăm. Dintre produsele proaspete, care este produsul cu cel mai mare volum la voi? Laptele. Laptele proaspăt. Laptele nostru este și extrem de simplu. E așa cum îl dă Adică îl luăm, îl pasteurizăm la temperatură joasă, este omogenizat parțial, este nestandardizat, are îngrăsime variabilă, este fix așa cum îl dă vaca, ambalat și livrat cât se poate de repede către magazin. Vă propuneți să mențineți procentul și pe termen lung, adică în perioada, să zic, în următorii 50 ani, sau un focus mai mare pe brânzeturi? Focusul va fi din ce în ce mai mare spre, spre brânzeturi, pentru că ne dorim să mărim gama, în primul rând, ne dorim să intrăm pe mai multe categorii de bânzături. Și ne dorim să arătăm că România are un cuvânt de spus în zona asta. Nu cred că vom produce în următorii 10 ani motoare de avion, însă ar trebui să ne uităm cu mare atenție spre agricultură și spre procesare, pentru că România are un potențial aproape de nivelul Italiei. Și la momentul ăsta exploatăm între 5 și 6% din acest potențial. Ca, ca la vin. Ca la Cam ca și la vin. Și apropo de vin, așa cum sunt cunoscători la vinuri, există și cunoscători de, de brânzeturi în România? Există. Există. Există oameni care au avut foarte multă expunere. Am avut surpriza extrem de plăcută să constat că unii dintre clienții noștri cunosc sortimente internaționale artizanale. Și știu să facă o comparație corectă între brânza noastră și o brânză artizanală din vest. Pentru că toate produsele noastre sunt comparabile doar cu produsele de top și artizanale din vest și nu cu cele mas-market, nu cu cele care ajung în România și sunt percepute ca premium doar pentru că vin din vest. Sau că sunt îmbalate foarte frumos? Sau sau sunt, sau... Da. Și apropo de îmbalate foarte frumos. Ai putea oare să ne dai câteva sugestii celor care ne urmăresc sau ne ascultă, cum alegem o brânză de calitate? Și nu ai foarte multe cunoștințe <laughs> în lucru. O brânză de calitate trebuie să aibă defecte. Ok. Știu că sună ciudat. O brânză de calitate nu are pasta complet uniformă. Uh -huh. O brânză de calitate nu are găurile perfect distanțate. O brânză de calitate nu are pasta de aceeași culoare de la miez la coaj. De ce? Pentru că o brânză de calitate se face din lapte viu, proaspăt, fără lapte praf, fără proteine, fără stabilizatori, fără neomicină, cum mai vin multe produse gen Polonia. O brânză de calitate are un proces dinamic și viu de fabricație. Iar specialistul, oricâtă experiență ar avea, va avea foarte mici variații de la o șarjă la alta. În plus, când intră în camerele de maturare, acolo se întâmplă alt proces viu. Interacționează cu microbii, cu bacterii, interacționează cu potențiale mucegaiuri, interacționează cu tot ce este viu și se reconstruiește brânza, pentru că ea pleacă dintr-un caș, va știu, pleacă din coagul mici, albi, și devine ceea ce vedeți, o pastă moale, tare, galbenă, ușor portocalie uneori, cu goluri, fără goluri, dar se schimbă fundamental și se schimbă pe parcursul a câtorva zeci de zile până la sute de zile. Dacă este complet uniformă, știm cu siguranță că acolo s-a intervenit cu praful. Dacă este aceeași culoare de la miez la coajă, ăla nu este un produs care s-a maturat. Nu are cum. Da? Noi avem un produs care se numește miez. De ce? Experimentam cu rețete și am descoperit o rețetă care forma la câteva zile de la formarea roții, un fel de sferă de smântână în mijlocul roții. Nu știam că se întâmplă. Asta am constatat pentru că în mod constant tăiam roțile ca să vedem ce se întâmplă cu ele. Și apoi acea sferă, ușor, ușor, se ducea spre exterior și întregul produs devenea o cremă. apoi să devină o pastă, semitare și apoi produsul finit. Dar asta l-am botezat miez. Este un proces viu nu este nu aduce uniformități și din copt. Dar, Andreean, dacă merge doamnă sau un domn la magazin și vrea să cumpere o brânză bună pentru indiferent de ocazia de, de consum și vede multe produse la raft, poate nu atât de multe cum, cum e cazul vinurilor, cum alege o brânză de calitate? Prețul e un a, element suficient? de? Nu este suficient. Rețul nu este suficient pentru că uh, vin foarte multe produse de afară industriale. Cum se poate orienta consumatorul la raft când vine vorba de brânză? La raft ar trebui să se uite după imperfecțiuni. În primul rând, după imperfecțiunile pastei. Da? În al doilea rând, să vadă dacă învelișul este unul de tip industrial sau dacă este unul artizanal. Mm -hmm. Cele industriale, în general, conține o micină și sunt extrem de plasticoase, ca să le zic așa au suprafață lucioasă, acelea au avut procese extrem de controlate, chiar dacă laptele poate inițial a fost curat și viu. Seamănă cumva cu ce se întâmplă în zona vinurilor. Este nevoie de simplitate și de urmărirea unor uh, lucruri extrem de simple, cum ar fi culoarea, neuniformitatea culorii și apaste. Asta, asta o dată. Doi, e foarte important să știm să potrivim brânza cu vinul și cu restul mâncării. Contribuiți într-un fel sau altul în zona asta atunci când vine vorba de educația consumatorului? Din uh, fericire pentru noi, în unele evenimente, reușim să ne adresăm și adulților, pentru că în unele suntem doar spre. ne adresăm amicilor cu copii, dar în. Uh, în evenimentele unde ne adresăm adulților, aducem specialiști care vorbesc despre pairing între brânză și vin și acest pairing este extrem de important pentru că potențează gustul amândurora. Iar uh, România are niște produse fantastice. Eu cred cu tărie că vinul românesc este unul dintre cele mai bune din lume, că stă alături de vinul franțuzesc de la egal la egal. Doar că nu avem istoricul la fel de vast, nu avem deschiderea internațională și încă nu avem expunerea, distribuția la nivel mondial. Dar altfel suntem acolo. 2014 ai zis, nu? 2014 în ianuarie. Era, era frig afară și noi stăteam cu niște planșe și încep, am început să scriem ce ne dorim noi de la business-ul ăsta și unul dintre lucrurile pe care ni le doream este să arătăm că România are și poate să facă niște produse excepționale. Suntem în 2024. Au trecut 10 ani. Care a fost cea mai mare provocare pe care ați întâmpinat în ăștia 10 ani? Prima care îți vine în minte, cu siguranță au fost multe. Cea mai mare a fost să găsim un tehnician brânzar. Știu că sună ciudat. Ne-a luat un an și jumătate. Suntem și într-o zonă Cumva unde n-au mai existat fabrici de, de lactate Suntem și într-un moment istoric prost Pentru că foarte multe fabrici s-au închis Mulți uh, specialiști în lactate s-au reprofilat Și unii au ieșit la pensie Pur și simplu sau un împuținat Dar uh, începem să reconstruim Și cea mai mare satisfacție în ăștia 10 ani? Cea mai mare satisfacție a fost când am, am fost la Dubai anul trecut uh, cu produsele noastre și am pus pe masă toată gama și am avut două subiecte, o brânză de calitate și a Iranului. unul dintre uh, membrii echipei de buying uh, de la uh, o mare companie din Emirate, crescuse în Franța, și a zis, puțin probabil să vă ridicați voi la nivelul ăla. A gustat și a zis dar sunteți acolo. Și apoi a zis ați venit și cu Iran. dar de ce ați venit cu Iran? Pentru că e un produs tipic. Ce știți voi despre Iran? Și ar putea să fie diferit, nu, mai, nu zic mai bun, dar ar putea să fie diferit față de restul produselor. Și l-a gustat. L-a pus pe masă, l-a dat tuturor să-l guste și a zis: Ok, este cel mai bun pe care l-am gustat vreodată. România are o tradiție, dar România are o tradiție. Iaurtul a fost inventat exact în zona asta, bolgaro română acum foarte mult timp. Și România are această experiență, doar că nu e cunoscută suficient internațional. Ai simțit vreodată vreo piedică? atunci când v-ați prezentat produsele, când ți-ai prezentat produsele în afara țării și a venit vorba de mei din România? <laughs> da. Am fost în, cu vreo lună înainte să înceapă pandemia la Londra și ne-am întâlnit cu rețele mari și cu magazine luxury. Iar la rețelele mari, reacția în general a fost da, România face urturi. În schimb, magazinele luxury au fost extrem de deschise. Au gustat, le-au plăcut, le-au gustat și în blind, comparativ cu uh, produse din Franța. Uh, nu aveam brânzeturile la vremea aia, aveam uh, doar fresh -urile. au fost extrem de impresionați, din păcate, volumele pe care le puteau asigura uh, Selfridges și Fornum Mason erau prea mici pentru a merita Transport. transportul. Dar a fost o cu totul altă atitudine datorită cumva deschiderii pe care o au. Ei foarte multe produse din toată lumea și sunt obișnuiți că din orice colț al lumii poate să vină ceva extrem de special. Și uh, sperăm să repetăm totuși figura. Suntem uh, iar în discuții cu, cu, rețelele de acolo și sper că de data asta să fie mai, mai prietenoși cu medii rumenii. Ce părere ai despre programul Poftim Brânză Românească? Este un program foarte bun. România are nevoie să-și pună alături produsele cele mai bune, are nevoie să scoată în față producători de vinuri, are nevoie să scoată în față cei care fac produse bune, naturale, curate, pentru că în felul ăsta Carrefour va împinge întreaga industrie într-o direcție. E un model uh, care poate să devină inspirație pentru foarte multe și industrii, dar și uh, jucători indiferent de, de domeniul de activitate. Și văd când prezint succesul programelor, pentru că acum chiar dacă sunt ambasador și consultant deschidem vinul românesc, am adoptat cu drag și entuziasm am, am, ceea ce faceți în cadrul programului Poftim Rânză Românească și mi se pare de toată lauda, mai ales la nivel internațional, când o acțiune cu asemenea amploare este realizată până la urmă de o companie care nu este românească, cu atât mai mult. Da, e mai mult de atât. Te rog. În urmă, cu doi ani, am ieșit la masă cu CEO-ul Carrefour. Julian era atunci. Uh, nu. Cu care? Ce, Ce înainte, Jean? Da. Uh -huh. Și am avut o discuție, cred că de două ore și jumătate și-a exprimat aprecierea pentru produsele românești și a zis că și-ar dori să vadă mai multe atât în România cât și în rețeaua internațională. Și mai mult a dat niște uh, hinturi despre ce crede că ar că ar trebui să se petreacă. Respectiv, mai mult unt românesc, mai multă brânză românească bună, mai multe produse și mai, o sortimentație mai mare de brânzeturi fine. Pentru că el, francez fiind, din Bretania, a fost un pic șocat să vadă că patimentația era destul de limitată. În esență, România are 7-8 produse pe care le tot rulează și pe care toți producătorii le au în gamă, dar ele sunt foarte similare. În condițiile în care, pentru cine și-a petrecut un pic de timp prin biblioteci și, eventual, lând cu pasul satele românești, Aș fi constatat că România, înainte de al doilea război mondial, avea zeci de tipuri de prânz. Și e păcat să le pierdem. Și e adevărat că astăzi mai sunt doar câțiva bătrâni care mai știu rețetele alea, Dar aș fi păcat să le pierdem pentru că avem foarte multe de oferit. Avem ceva unic. Avem un teroar unic. Da? Apa, solul, bacteriile din sol felul în care cresc plantele și se dezvoltă, și felul în care interacționează în procesul de producție. Iar uh, intersecția tuturor acestora pot să creeze niște produse care să facă, la nivel să facă diferență la nivel internațional. Dacă vă uitați la ultimii 3-4 ani, există producători foarte, foarte mici de brânzeturi care au apărut. Și cumva, ceea ce este spectaculos, este că se conturează un gust al brânzeturilor românești. Dacă ne gândim la brânzeturile italiene, există așa un fel de trademark care ține de teroarul local. Dacă ne gândim la brânzeturile franțuzești, au un teroar local. Ei bine, și România are același lucru, însă nu are destule fabrici și destule expunere, dar eu cred că le capăt. Cu siguranță. Și apropo de, de viitor... Când vine vorba de planuri de viitor, ce planuri aveți? Avem două subiecte imediate. Uh, unul dintre ele este o stație de biogaz. Energie. Ea a devenit așa un fel de obsesie europeană. Uh, când a început războiul din Ucraina, energia a avut un mare impact asupra tuturor din industria europeană. Pentru noi este foarte important să avem energie proprie. Și ar fi și păcat pentru că avem alegerea cu vacilor și extragând energia de acolo putem procesa. Ceea ce ar închide un, un cerc și un model de economie circulară. Iar al doilea subiect este o stație de spălare sticle și borcane, care ar închide celălalt cerc. Ne dorim foarte tare să refolosim ambalajele noastre. Ambalajele noastre sunt de foarte bună calitate sunt sticlă termică, se realizează în nordul Germaniei, le puteți folosi în cuptor. Ne facem la fabrică câteodată câte un creme direct în porcanele de iaurt. Și se pot refolosi de până la 250 de ore. Deci aveți atâta know-how care până la urmă poate, se poate transforma chiar într-o academie la, moment, la momentul potrivit. Construim asta. Iată. Construim asta. Avem uh, un R&D care în ultimii ani a scos mai multe produse și mai spectaculoase, cam ca toată industria de lactate la un loc. Cumva așa e desenată și compania. Este orientată spre know-how, spre învățare. Uh, am adus profesori de afară ca să ne învețe bazele și am construit pe acele bani. Așa cum spuneam la începutul dialogului nostru, un miros îmbietor vine... Spre mine cel puțin, ne spui puțin uh, ce avem aici, în, pe acest platou uh, minunat, Adrian? Este rezultatul unor jocuri ale unor ingineri foarte tineri. Am adus uh, din Franța și din Italia profesori de la cele mai bune academii, ne-au învățat bazele și apoi am început să ne jucăm pentru că lecția principală a fost construiți pe teroarul local. Mm -hmm. Construiți pe. Făiuri gustul... autohtone. autohtone. Construiți pe gustul unic al secarei voastre. Și o să vină întrebarea, dar ce legătură are secarea cu brânza? Ei bine, are legătură. Uită. Pentru că vacile sunt hrănite parțial cu secarea. Sunt hrănite cu lucernă, care are o cu totul altă componentă de aromă față de cea din vestul Europei. Este fundamental diferită și aroma este mai fină. Poți să-mi exemplifici exact ce avem? Aici, spre exemplu, este? Aici, spre exemplu, este miez, aici este o brânză englezească, mm. uh, iar aici este măriuța. Mm. Explică-mi de -a ce sunt. Probabil găsim și un vin care se potrivească, dar o facem după pentru că nu putem să arătăm și vinul, pentru că accentul în cadrul acestui dialog a fost brânza, lăptăria cu caimac și poftim brânza românească, așadar, foarte pe scurt, explicăm fiecare produs și pe urmă continuăm cu degustarea individuală a fiecăruia, alături de. Prezența englezescă mm -hmm. este un ce, reinventat. Este o pastă tare și este o pastă cu aglomerări și se potrivește super cu miroșu, mai ales un merlo. Aici avem miez, yes, care este o pastă semitare, foarte cremoasă și care este extrem de potrivită unui vin alb. Aș zice... Chardonnay, șarbă... Ce o fetească. Albă? Albă. Iar aici avem măriuța, care are un gust extrem de complex și care nu se are revoie de un miroșu. Dă-mi o fetească înagre, te rog. O fetească în Da, nu Un pic femeie. De ce? Pentru că măriuța este realizată cu un fel de maia adică intră acești de culturi care dezvoltă aminoacini și care dezvoltă un aftertaste extrem de complex și atunci are nevoie de ceva pe măsură din partea vinului Mă neam ne acum cei care ne ascultă dar mai ales cei care ne urmăresc cât de mult am provocat noi cu povestea acestor uh, brânzeturi, mai mult decât atât le-am sugerat, inclusiv viul, chiar dacă n-am specificat exact producătorul sau zona dar revenim în curând cu, cu detalii și, și exemple. Îți tare mulțumesc, Adrian. Să știți că atunci când a ajuns și am spus despre ce mi-ar plăcea să discutăm, mi-a zis câte zile aveți la dispoziție, pentru că este un subiect foarte complex și, într-adevăr, amplificat de cunoștințele tale, de experiența și de pasiunea extraordinară pentru care îți se mulțumesc din suflet, atât ca și gazda acestui podcast, cât și ca și consumatoare, dar mai ales o susținătoare eternă a produselor românești în lume. Îți mulțumesc, Adrian. Eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să vă bucurăm. Cu siguranță. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Vă invit să vă abonați la canalul YouTube Wine of Romania Podcast să vizitați paginile de Facebook, atât Lăptăria cu Caimac, Wines of Romania, Carrefour, urmăriți acțiunile și um, informațiile legate de brânză și de vin, de cele două programe deschidem vinul românesc și poftim brânză românească și susțineți producătorii locali.